ca în orice casă memorială, avem fiecare obiect cu povestea lui și sunt multe obiecte, spun eu, care, cel puțin în cazul casei memoriale Liviu Rebreanu, care ne arată și sursele de inspirație, poate, ale scrierilor lui Liviu Rebreanu, felul lui de a fi, pasiunile lui, ce-i plăcea să facă, ce nu-i plăcea să facă, ce superstiții avea sau... Vicii avea. Avea și vicii, o să vorbim și despre vicii, tutunul și cafea, în primul rând. O pasiune mai puțin cunoscută a lui Liviu Rebreanu este pasiunea pentru desen. Noi spunem că era un scriitor talentat și la desen. Avem aici un autoportret semnat de Liviu Rebreanu, autoportret pe care și l-a făcut în 1928, pe când se afla în Norvegia, la Oslo și apoi la Bergen, la centenarul lui Henrik Ibsen. Avem aici un afiș oficial care anunță deschiderea stagiunii la Teatrul Național din Craiova, unde, în cadrul piesei Rapsozii de Victor Eftimiu, juca și actrița Fanny Rădulescu, da, viitoarea Fanny Rebreanu. Ei acolo s-au cunoscut, în toamna anului 1911, Liviu Rebreanu fiind angajat. Rebreanu era născut în Ardeal, fusese născut în Ardeal și a venit pe 15 octombrie 1909 în vechiul regat, să-și facă și el o situație în țara mumă, cum se spune. Uite cum scrie, era... orele 8 și 3 sferturi, precis. Doamnele cu pălărie nu sunt admise în stal. Un vestiar special stă la dispoziția doamnelor. Ce drăguț! Blocau vizionarea. Da, da, da. Era moda pălăriilor mari. Tot aici, la Teatrul Național din Craiova, era și Liviu Rebreanu angajat de către directorul acelui teatru pe nume Emil Gârlean. Aha. Din lumea celor care nu cunoaște. Practic, Emil Gârleanu și soția lui Marilena au fost nașii cuplului Rebreanu, Fanny și Liviu, dar, spuneam, ei s-au cunoscut în 1911, s-au căsătorit în primăvara lui 1912. Puia, fiica, se născuse în 1908, era fiica lui Fanny dintr-o relație anterioară a ei. Aici pare a fi o sufragerie, nu? Da, este o sufragerie. Ce mobilier. Exact. Ce cine intră în această casă memorială și vede mobilierul, exclamă, wow! Și ceasul. Haideți inclusiv ceasul. Setul de mobilă. Ceasul face parte din setul de mobilă. Imediat vom vedea. Setul de mobilă este cadoul de nuntă, de aici din sufragerie. Cadoul de nuntă pe care Liviu Rebreanu l a făcut fiicei lui când s-a căsătorit în octombrie 1931 cu Radu Vasilescu. Include setul de mobilă, masa extensibilă, scaunele, fotoliile, orologiul funcțional, chiar dacă o mai ia înainte, candelabru cu albărațe și vitrina din living despre care vorbim un pic când ajungem acolo. A fost comandat la casa de mobilă Seiki Ireti din Târgu Mureș, care era furnizor al curții regale, dar execuția propriu-zisă s-a făcut la Viena, la nunta fiicei lui Rebreanu, apropo de culoarea politică, să spunem, a lui Rebreanu, spuneam că a fost apropiat de Maniu. La nunta fiicei lui Rebreanu, naș de cununie au fost Iule Maniu, fostul prim-ministru țărănist, și Elena Coșbuc, văduva lui George Coșbuc. Așa. De ce? Pentru că tatăl lui Liviu Rebreanu, Vasile Rebreanu, profesorul Herdelea din scrierile lui Rebreanu, fusese coleg de bancă Vasile Rebreanu cu George Coșbuc în timpul școlii la Bistanăsor. Când fiul și-a anunțat tatăl, Liviu, tatălui l-a anunțat că vine în vechiul regat să se facă scriitor, tatălui i-a urat să ajungi la fel de mare scriitor precum George Coșbuc. Văd foarte multe icoane. Da, era o fire foarte religioasă și superstițioasă. Avea povestea că avea superstițiile lui, spunea cifra 13 mi-aduce noroc, dacă mi-iese un țigan în cale sau un coșar, îmi merge bine toată săptămâna, în schimb dacă mi-iese un preot în cale, merge rău toată săptămâna. Și exact, avea toate, da. Sunt icoane foarte vechi, de secol 19, început de secol 20, toate din Ardeal. Mai deosebite avem aici această icoană de secol 19 cu adormirea Maicii Domnului, care are pe spate, lăsat de către Puia, că e icoana care a stat la căpătâiul patului de moarte al soțului ei când a murit, Radu Vasilescu, în 1975, pe 13 august. Și iar o poveste aparte are
această icoană, acest triptic de secolul XIX, care este o reproducere după Madonele lui Rafael. Da. Este icoana care a stat la căpătul patrului de moarte al lui Livre Branu când a murit el pe 1 septembrie 1944. Despre moartea lui Livreanu sunt multe povești. Chiar cum a murit? El a murit de cancer pulmonar. Dar s-a spus, pornindu-se de la faptul că a fost interzis în vremea comuniștilor, la începutul regimului, așa zis comunism, mai bine spus, s-a speculat că s-ar fi sinucis el de frica comuniștilor, care a fost împușcat de către comuniști sau de către soldații sovietici care prădau pe la Valea Mare, că era al doilea război mondial în toi atunci. A fost chiar o variantă cum că ar fi fost împușcat în noaptea de 23 august, fosta sărbătoare națională, ca să nu intre în contradicție. Soția și fiica au declarat că au murit pe 1 septembrie. Unde a murit? În casa? La Valea Mare, la casa de la Valea Mare, lângă Pitești, da. Noi încercăm să facem interactiv, sau cel puțin eu încerc să fac interactiv turul cu vizitatorii și provoc printre altele să ghicească. Nu, nu pot. Alții să ghicește, crezi că ar putea. Este o pasiune lumească, un mod de a-ți petrece timpul liber, nu are legătură cu tutunul sau cu... Deci nu e nici ceas, nu are legătură cu literatura. Este un dulăpior orientat pentru jocuri de societate, jocuri de noroc. Avem de și cărți de joc aici? Nu avem joc, cărțile de joc, avem puluri, jetoane pentru bingo. Aha. Și aici avem un carnețel pentru punctajul la jocul de bridge, un carnețel scos la editura Socek. Eu nu știu să joc bridge, m-am oprit la Wish și Renz. Are pe spate punctajul, cum se făcea. Vai, era un pasionat jucător de poker și de bridge. Nu știam că exista. Dacă vorbim astăzi despre scriitorul Liviu Rebreanu în istoria literaturii române, creatorul romanului românesc modern, cum a fost numit, veți vedea imediat că o facem și datorită unei partide de poker, pentru că la început, da, sigur, la început cariera lui avea un alt făgaș, să spunem. Iar aici, că toți suntem... Bine, spuneam de el că era un om religios, ceva deosebit, sunt două icoane pe oglindă. Eu nu am mai văzut nicăieri. Icoane pe sticlă e ceva comun, să spunem în ghilimele, ceva normal, tradițional. Cum sunt aici? Sau icoanele pe lemn, da. Dar icoane pe oglindă nici eu nu am mai văzut și nici vizitatorii noștri. Eu sunt de 4 ani aici. Din 2000 angajat la Muzeul Literaturii Române, din 2016 la cele două case de aici. Dar nici eu nu am mai văzut în altă parte și niciun vizitator nu mi-a spus că am mai văzut în altă parte. Deci sunt două icoane pe oglindă. El era greco-catolic, Ardelean fiind, Sacrament, Maria Hilfe. Aici sunt fotografiile soților Rebreanu și Fanny, Liviu și Fanny, două fiind total diferite. El introvertit, ea actriță, așa, da, simțea nevoia să fie în centrul atenției, așa un exemplu haios, zic eu, pentru romanul Ion a luat premiul Academiei Române, cel mai valoros, Năstură Herescu. Fiind foarte timid, nu a mers Liviu Rebreanu, m-a urcat pe scenă să-și ridice premiul și a urcat Fanny, da, și a început Fanny acolo ca la premiul Oscar, mulțumesc mamei, familiei, celor care au crezut în mine și așa. Decât că nu era premiul ei. Liviu Rebreanu este și aici și acolo, în uniformă de membru al Academiei Române. Rama este din Aragonit, că mă întreabă doamnele și domnișoarele din ce neam. El a fost propus în 1939 de către Mihail Sadoveanu și primit în Academia Română. Apropo de simpatia lui pentru țărănimea de la noi, și a ținut discursul de recepție în 1940, laudă țăranului român. Spunea acolo, dacă în viața altor popoare țăranul a fost o figură marginală în istoria noastră, țăranul a fost figura centrală, este însă și esența și românismului pur. Da, da. Sunt, uite, astea ce crezi că sunt? Ce tot ceva? Da, pentru ce? Doamne, nu știu. Pentru, dar de ce sunt așa? Urmează... Vânătoare? Nu. Și de... Erau... Se pun la cacetură? Erau piese de haine așa mea. Erau pentru... Nu cred. Turcești luate din Dobrogea, unde mergeau toată vara la mare. Fel de mărgele? De... Da, pentru podoabe, de ochi, pentru... Da. Sunt păpuși de colecție italiene, cumpărate de Liviu Rebreanu și botezate de scriitor pentru fica lui. Vi le prezint de la stânga la dreapta pe Mimi. Bună, Bambolina, ciao. Maria Servilia,
și pe Alma. Erau, spuneam, apropo, și parfumuri. Acolo, acel auriu în formă de papion, fundă, zic eu, sau fundă. Este un gherlen, apropo și de Minulescu. Cunoscuții spuneau despre Fanny că fusese aprovizionată cu parfumuri de lux de către soțul ei și pentru viața de apoi. Astfel încât după ce au venit cu mușii la putere și l-au interzis pe Rebreanu, în perioada aia când nu mai aveau drepturi de autor și altele, Fanny a supraviețuit vânzând din parfumurile astea de lux. Vreau să închei așa pe scurt, zic eu, cu această casetă în care este o bucățică de lemn, printre alte obiecte, este o bucățică de lemn care provine din spânzurătoarea cu care a fost executat Emil Rebreanu. Eu îi întreb pe toți vizitatorii și îi întreb pe toată lumea de aici, ce l-a inspirat pe Liviu Rebreanu să scrie Pădurea spânzuraților? Poftim? Cum fac bulgarii, nu este adevărat. Puțină lume știe că, de fapt, Liviu Rebreanu s-a apucat să scrie la Pădurea spânzuraților, efectiv, cu o lună înainte de a afla de drama fratelui. Inițial, s-a inspirat de la o fotografie cu o pădure de soldați cehi. Începe romanul cu episodul spânzurării ofițerului ceh Svoboda, care înseamnă libertate în slav. Spunea Rebreanu, am văzut în decembrie 1908 o fotografie cu o pădure de soldați cehi spânzurați de austro-ungari pentru că refuzaseră să lupte în armata austro-ungară. Și spunea, știam că existau și în Ardeal și în Bucovina păduri de români spânzurați de austro-ungari și mi-a venit ideea să scriu Pădurea spânzuraților. S-a apucat în februarie să scrie la roman. După o lună a aflat de drama fratelui. Emil, ofițer în armata austro-ungară, distins pentru fapte de vitejie, a primit cele mai importante decorații la armata austro-ungară și așa, dar care transferat faptele astea de vitejie pentru care a fost decorat au fost pe fronturile cu Italia și cu Rusia țaristă. Transferat Emil pe frontul românesc, a intrat într-o criză morală, spunea într-o scrisoare adresată uneia dintre surorile lui, nu pot să-i împuși pe frații mei români, nu pot să-l împuși pe Liviu. A încercat să dezerteze, a fost prins, judecat, condamnat la moarte. Execuția s-a făcut prin spânzurătoare, care este considerată o pedeapsă degradantă pentru un ofițer. După ce a aflat Liviu de drama petrecută cu fratele lui, el care era foarte religios și superstițios, povestea, mă căzneam să scriu la Pădurea spânzuraților, mă așezam noaptea la birou, el scria noaptea, mai ales toată noaptea stătea să scrie, și nu mai puteam să scriu niciun cuvânt, pentru că în fiecare noapte auzeam cum un ciocăne cineva în cer. Și eram convins că este fantoma fratelui meu. Și atunci, și la insistențele soției, a făcut mai multe vizite la palanca unde era fratele înmormântat. A desumat cadavrul, l-a identificat după un defect la indexul mâinii stângi pe care Rebreanu îl provocase în copilăria fratelui. Atunci a realizat, a avut un moment de pumpă în care a realizat ce dramă s-a întâmplat. A intervievat ultimii oameni care l-au cunoscut pe Emil, Ilona Unguroaica, ultima iubită, ofițerii care l-au prins, care l-au judecat și așa. Și a scris, a reușit, dar el dacă a fost un scriitor genial, clar, dar unul din marile lui talente a fost, toți scriitorii se inspiră din realitate, dar nu toți reușesc să scrie la valoarea lui Rebreanu, să spunem. A avut capacitatea asta să facă din personaje reale și întâmplări reale niște cazuri, să spunem așa, care să ne rămână în minte și în suflet. A fost la romanul Ion, a lucrat din 1913 până în 1920, deci 7 ani de zile. La Pădurea spânzuraților a lucrat doar 3 ani, din 1919 februarie, spuneam, până în 1922. Și romanul Ion, premiat, Premiul Național al Romanului, filmul, știți, premiat la Cannes pentru regie Liviu Ciurei. Puțină lume știe că a fost cât pe ce ca și Liviu Rebreanu să fie spânzurat de austro-ungar, pentru că Liviu Rebreanu făcuse liceul militar în Sopron, în Ungaria. A fost primul născut într-o familie cu 14 copii. Probleme cu banii, familia Herdelea, cum spuneam. A făcut liceul militar în Sopron, în Ungaria, spre deosebire de Minulescu, care a fost o loază, corigent și repetent. Rebreanu a fost elev bursier. Ar fi vrut să urmeze medicina, nu avea bani și a făcut Academia Militară din Budapesta și a fost ofițer detașat la Gyula în Ungaria. Așa, în urma unui incident care a constat în pierderea la o partidă de poker a unei sume de bani din gestiunea unității, pierdut vreo 1000 de coroane,
a fost dat afară din armată, el a venit în Vechiul Regat să se facă scriitor, noi eram în alianță cu Austro-Ungaria și Germania, cu puterile centrale. Austro-Ungaria l-au reclamat la București, a fost arestat Rebreanu, aici în București, a făcut zile bune de arest la Văcărești și apoi a fost extradat și a făcut până la 6 luni de arest la Gheorghe Ungaria. Și a ispășit pedeapsa, el a considerat că a încheiat socotele cu armata austro-ungară, nu a terminat armata cu el, pentru că pe atunci când se declanșa un război, exact, toți bărbații capabili să... Exact, erau chemați sub arme să meargă pe front. După declanșarea primului război mondial, a fost chemat și Liviu Rebreanu să meargă, să se înroleze, era dat afară din armată, dar mai mult, el era ofițer rezervist, adică era un cadru specializat, să spunem. Liviu Rebreanu nu s-a prezentat. Când a fost ocupat Bucureștiul în vremea primului război mondial, a fost arestat aici în București, în urma unui denunț, și risca să fie, apropo de Emil, judecat, condamnat la moarte și executat și Liviu Rebreanu. A profitat de un moment, era reținut într-o cameră de arest, Santinela stătea la birou și completa procesul verbal și Liviu Rebreanu a avut prezență de spirit, i-a dat ăstuia una în cap, l-a lăsat lat pe birou, a ieșit calm afară din camera de arest, a închis ușa pe din afară calm, a pășit calm prin locul lanțesat de ofițeri și militari germani și s-a dus acasă din acel birou la care Rebreanu și-a scris întreaga operă. A recuperat manuscrisul romanului Ion, ce vă povestesc se întâmpla la începutul lui 1918. Deci lucra de 5 ani la romanul Ion și l-a publicat în 20. A recuperat manuscrisul romanului Ion și a fost ascuns de către Jean Steriat din pivnițele muzeului Carlinderu, unde Steriat era director, până când au reușit să-l treacă incognito socialiștii în Moldova, la Iași, unde se refugiase tot ce semna statul român. Asta apropo de povești mai puțin cunoscute, pe care țin neapărat să le spun celor care ne trec pragul. A fost cât pe ce să nu existe un scriitor genial, Liviu Rebreanu. Această călimară are și ea povestea ei. Este primul cadou făcut de Fanny soțului ei. Vedeți că are două recipiente. Da. Într-un recipient se punea cerneală, în celălalt se punea nisip. La început, Liviu Rebreanu scria cu pana de gâscă, cu peniță. O înmuia în călimară acolo în cerneală, scria. Când termina manuscrisul, povestea puia, de exemplu, fica aici în medalion și fotografia acolo, povestea că avea cea mai mare plăcere a copilăriei ei să ia nisipul, să împrăștie, ca să o suce exact cerneala. Da, da. În biroul lui avem acest ulcior de secol 19, 1885, este anul nașterii lui Liviu Rebreanu, 26-27 noiembrie, data nașterii lui, 1885, și este din satul Târlișua, care este cartier al Bistriței Năsău de astăzi, satul în care s-a născut Liviu Rebreanu. Mergem spre anexele apartamentului, cum ne spunem noi, spațiile în care își desfășurau activitatea mai mult servitorii decât foștii proprietari. Avem, ca în orice clădire din perioada aia, avem și o intrare a servitorilor. Imobilul are și o scară destinată servitorilor, da, scară de serviciu. Lăs de zestre, da, din Transilvania, din Ardeal. Aici avem o colecție deosebită de ceramică, pe care fiica a botezat-o colecția Someșana, spunând ea că majoritatea pieselor sunt din Valea Someșului, acelea albe cu motive albastre. Și apropo de pasiunea lui pentru cafea, nu numai că gătea, era un gospodar desăvârșit, Liviu Rebreanu. Spuneam că nu a locuit efectiv aici, dar el venea, de exemplu, în fiecare toamnă, venea la fiica lui și aducea de la Valea Mare cele necesare pentru cămara de iarnă, cum spunem, făcute de el. Liviu Rebreanu făcea bulion, de exemplu. Zacuscă. Punea zacuscă, da, exact, da, da. Una din marile lui pasiuni și zic eu așa, mai în glumă, mai în serios, probabil singurul mare răsfăț pe care și l-a permis Rebreanu, a fost un automobilist pasionat și a fost, Liviu Rebreanu, rețineți, a fost primul deținător de automobil de la noi care nu era politician sau om de afaceri. Cu banii câștigați din scris, bine, el
cheltuia foarte mult. Noi spunem că o problemă constantă a vieții lui Liviu Rebrean a fost problema banilor. La început pentru că nu-i avea, mai târziu când câștiga foarte bine din scris și premii și funcție și așa, cheltuia foarte mult, mai ales cu soția și cu fica. Normal, se pare. Da, asta vreau să spun, că ca orice bărbat deștept, și Rebreanu avea o vorbă, spunea, dacă Fanny este bine, totul este bine. Liviu Rebreanu scria în jurnal în anul 1927, la o anumită vârstă, începi să-ți dai seama cât ești de singur în lume, ca om sau ca individ. În realitate, nu există nici rude, nici prieteni cu care să poți fi într-o adevărată și desăvârșită comuniune sufletească. Trebuie să înțelegi că menirea omului, de altfel cred că și a oricărei ființe vii, este să ducă singur o viață solitară. Omul e o lume complexă și puternic izolată de toate celelalte lumi omenești. Legăturile cu lumile exterioare sunt doar aparente, în orice caz superficiale. Slăbiciunea și nevoile vieții te fac să-ți închipui că înțelegi pe alții, că iubești și ești iubit și înțeles. E eroare grea, despre a cărei realitate dureroasă ajungi să-ți dai seama tocmai în clipele când singurătatea, maestoasă și divină, te copleșește mai crâncen.